Cosmin Ceaușescu este singurul care a plătit în urma măririi salariului Ioanei Răuț, soția directorului de resurse umane din cadrul CEO, Ion Răuț. Șeful carierei Jil susține că a luat decizia de unul singur, fără să fie un ordin executat. Acesta a fost schimbat încă din prima zi la revenirea în țară a managerului general. S-a luat măsura schimbării șefului respectiv de vineri, la acolo unde s-a întâmplat. Da. Și încă 6-7 persoane. Ciurel a declarat că dacă se va dovedi că Ceaușescu a executat un ordin al lui Ion Răuț, aceeași măsură va fi luată și cu șeful de la resurse umane al complexului. Poate să-i trimită și papa, să-i trimită fax domnului Ceaușescu sau oricine. Dacă nu are decizie de directorat, această mărire este ilegală. Că spune Condescu că ar fi sunat Răuț sau că i-ar fi dat un mail pe care toată lumea vorbește de el, dar nu l-a văzut nimeni, că nu, eu cel puțin am cerut, arătați-mi-l și mie și îl dăm afară și pe ăla, dacă a făcut treaba asta. Deocamdată nu se știe cine va lua locul lui Cosmin Ceaușescu, fiind vehiculate două nume, unul dintre posibilii directori ai carierei Jilți fiind Dumitru Dragu.